Salutare tuturor, eu sunt Cristina și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă iau din nou cu mine în bucătăria mea. O să facem o rețetă pentru prânz. Se numește lasagne de zucchine, adică lasagne de dovlecei. Eu nu știu cât o să reușiți să înțelegeți, dar tot încerc să întorc camera și nu reușesc. Vreau să vă spun ce ingrediente aveți, de ce ingrediente aveți nevoie. Aveți nevoie de dovlecei pe care o să-i tăiați ceva în genul acesta, felințe foarte subțiri, de făină albă pentru împănat dovlecei, de felii din acesta de prânză, din acela pentru tost subțir. Eu aici am o brânză care se numește caciota, dar la noi acasă e cașcaval. Parmezan, dacă doriți, și felii de șuncă presată. Ce o să facem? O să facem în felul următor. Într-o tavă din aceasta, iena, ungeți tava cu ulei, după care rând pe rând luați dovlecei și treceți prin făina albă, faceți strat de dovlecel, puneți brânză, din ce brânză v-am arătat, pe deasupra puneți câte un strat de șuncă presată și continuați așa până sus. Mă opresc aici și vă arăt la final cum, înainte de a băga în cuptor, cum trebuie să arate aceste lasagne de dovlecei. Acesta este produsul final, deci am făcut straturi, cam de 4, vă puteți să faceți câte doriți. La final se termină cu stratul de dovlecel, brânză de toate cuptorul de care v-am arătat înainte, piper negru și ulei de măsline pe deasupra. Băgați la cuptor, lăsați să se topească și să se rumenească bine și după care serviți. Eventual vă mai arăt, să vă arăt din nou la sfârșit când este copt produsul. Rețeta este aceasta. Încă mai abia ce am spus-o din cuptor, vedeți că vă prăsești în mine. Deci trebuie să arată ceva de genul acesta. Toate tipurile acelea de brânză trebuiesc foarte bine coapte ca să se facă bine și dovleceanul. Și după care o să tăiați pe porții această lasagne și o să serviți cu mine și cu cele noastre. Este o rețetă foarte bună de mâncat în general la prânz și eu ce să vă spun, poftă bună, o să vă scriu și ingredientele dacă le-ați reținut și vă urez poftă bună. Iar aici am pus o pigaie în care am chifteluțe. Chifteluțele eu le fac în fel următor, carne rocinată și carne tocată de porc cu vițel, ceapă, o ceapă, un cartof, un morcov, dată vărzătoarea mică, sare, piper, pătrunjel verde, mărar verde, dacă aveți, dacă nu cunoști mărcul la uscat, puțin parmezan, câteva rânduițe de parmezan, asta este opțional. Eu îmi pun, așa am învățat aici și îmi place. Două ouă, nu puneți făină ca să legați compoziția ce am legat compoziția cu pesmet din acela
cred că se găsește și la magazin, să vedem, de obicei când se vinde, se vinde.